dumneavoastră, spectator, Muzeul Județean a avut un proiect foarte frumos și îl are în continuare, îl derulează, iar invitații mei fac parte din delegația care a fost plecată în America, tocmai a venit de acolo, pentru că acest proiect este o colaborare între un muzeu din Gorj, singurul care l-avem de altfel, și un muzeu din America. Nu mai fac scurta prezentare pe care o aveam de gând să o fac, pentru că are cine să vorbească, dragi telespectatori. Alina Tița este managerul acestui proiect, care a câștigat și implementează proiectul în numele muzeului, și Ionuț Munteanu este unul dintre membrii delegației, este elev la Liceul de Artă Constantin Brâncu, Brăiloiu, și, dragi telespectatori, are aici un instrument magic care o să ne facă o mică demonstrație în curând, dar l-am invitat să ne povestească despre vizita în America. Bună, Alina! Bună, Ionuț! Bine ați venit seara, pe la noi! Bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație! Mă bucur că ați onorat invitația, pentru că aveți multă treabă în proiectul ăsta și am să te rog pe tine, Alina, pentru că tu ai și scris acest proiect, să începem cu începutul, adică, în primul rând, cum ai dat mâna cu americanii? Adică, cum ai ajuns să dai mâna cu americanii împreună cu colegii tăi? Da, proiectul l-am scris împreună cu colegii americani, cu managerul de proiect american. Totul a început de la un mail, practic o comunicare de la Ambasada Statelor Unite pe mailul muzeului, în care ni s-a prezentat programul Museums Connect, organizat de Alianța Americană a Muzeelor. Apoi, citind acel mail, am intrat pe site-ul programului, am văzut în ce constă. Prima etapă era de descriere, de înscriere a muzeului, practic o înscriere a profilului muzeului. Am făcut acest lucru. Apoi a fost etapa următoare de căutare de parteneri. Și erau acolo pe site diversi parteneri din Statele Unite, la care am trimis scrisori de intenție să ne arătăm deschiderea și dorința de a dezvolta un proiect împreună cu ei. Am trimis 3 astfel de scrisori de intenție. Două persoane de la două muzee mi-au spus că nu, anul acela nu mai participă, se pare că aveau profilul de anii trecuți, iar cel de-al treilea muzeu a fost Clay Center din Charleston, Virginia de Vest, cu care am dezvoltat acest proiect. Da, mailul ăla nu a venit așa, domne, vrem cu muzeul de la Gorj. S-a trimis probabil la toate muzeele. Nu? A venit un mail pe adresa muzeului. Ambasada Statelor Unite probabil că a trimis la toate muzeele din toată țara, da, nu? Și apoi fiecare a decis dacă continuă sau dacă li se pare interesant sau proiectul. Sau dacă e interesat, da, de proiect. Sau dacă au găsit parteneri. Ai cunoștință? Mai sunt muzee în țară care au, care au câștigat proiect pe programul ăsta? Nu. Dar știu că acum, de fapt anul trecut, că anul trecut am aplicat noi, au mai aplicat alături de noi încă 3 muzee din România, în prima etapă de înscriere a profilului muzeului. Muzeul Național al Țăranului Român, Complexul Muzeal Moldova, dacă nu mă înșel, din Iași, și încă 2 muzee din București, Muzeul Național de Istorie și încă unul, oricum. Da, și noi. Și nu mai voi ați câștigat? Da. Probabil că n-au mai găsit partener sau asta nu mai pot să știu. E greu să ajungi, da, să câștigi un proiect. Știu și eu că am scris proiecte și avem și noi un ONG și știm ce înseamnă să scriu un proiect. E de la vrea și până la reuși o mare, mare, mare distanță. Dar hai să-l lăsăm și pe Ionuț să ne spună câteva vorbe. Și aș vrea să te întreb, Ionuț, am înțeles că tu ai fost unul dintre cei din delegația română care a vorbit mult în engleză. Da. Păi tu unde ai învățat până acum? Până să fii la liceul de artă? Păi am învățat la Liceul Tehnologic Bustucheni. De acolo ești tu? Da. Să vă spun, nu e un secret. Nu e un secret, dragi telespectatori, și nu vreau să-i subminez autoritatea lui Ionuț, dar el este fratele Andrei Munteanu, marea noastră gimnastă, și am fost la ei acasă înainte ca eu nu să devină vedetă de America. Și am făcut un frumos reportaj la ei acasă, l-am văzut pe Ionuț cântând, Ionuț apare în emisiunile noastre la Petale de Cântec, iar de data asta la Viața Gorjului, pentru că, Ionuț, ai fost în America împreună cu muzeul din partea liceului tău. Cum a fost primirea acolo? Cum... A
un muzeu cu vior după el, adică cum au reacționat americanii? Ei sunt niște oameni foarte generoși, foarte, nu știu cum să spun, dar ne-au primit foarte bine, se purtau foarte frumos cu noi. Le-a plăcut muzica românească? Sigur. Un bacșiș așa, o da și ei? Sau acolo nu se poartă? Bacșișul cel mai mare e faptul că ați câștigat acest proiect, da, și că ați fost în America. Asta și datorită lor, în mare parte, pentru că ei sunt partenerul major în cadrul proiectului. Muzeul de la, da, din America. Da, da, pentru că e programul organizat de ei și ei sunt principalul agent fiscal și partea importantă. Noi suntem partenerul din România. Așa e proiectul creat. Ei sunt inițiatorii proiectului, da, și aveau nevoie de parteneri, probabil că de asta nu, și... Nu, eu i-am contactat, dar partea lor este cea care administrează fiscal și, da, și fiscal și financiar și organizațional proiectul. Și tu știi engleză? Da. Dacă nu știam, nu puteam lua legătura cu ei și nu țineam, n-aveam cum să dezvoltăm o colaborare de aproape un an și ceva de zile. Proiectul e scris în limba engleză? Da, da. Toată documentația e în limba engleză. Și tu ai fost traducător, Ionuț, pentru colegii tăi, bănuiesc? La puține momente am avut și traducători pentru, da, profesori de la liceu. Și ne-am descurcat, nu am avut probleme în legătură cu limba acolo. Da? Da. Câte zile a stat? Aproximativ 2 săptămâni. Frumoasă vizită în America, n-am fost eu niciodată. Eu mai mult. Da? Păi? Da, eu am fost la un training la Washington, la Alianța Americană a Muzeelor. Asta cu 3 zile mai mult. Da. Aș vrea să întreb acum că suntem într-o fază destul de avansată a proiectului. Cum vedeți povestea asta? Adică și tu, Alina, care atunci când ai primit mail-ul ăla, când muzeul a primit mail-ul ăla și probabil a zis, Alina, ia vezi ce-i cu mail-ul ăla, a venit un mail din America. Și tu, Ionuț, care probabil ai rămas un pic șocat când ai auzit, bă, plec în America. Adică acum priviți din alt punct de vedere, din alt loc al proiectului. Cum vi se pare experiența asta? Când am auzit pe domn profesor că... Mai întâi cred că ar trebui, scuză-mă că te întrerup, să spunem și componența, da, delegației, te rog, care, Alina, a fost în Statele Unite. Deci, din partea Muzeului Județean Gorj au fost 2 reprezentanți, domnul director Dumitru Hortopan, eu, managerul de proiect, de la liceul nostru partener, Liceul de Muzică Constantin Brăiloiu, domnii profesori Emanuela Tulpan, profesor de limba engleză, și domnul profesor de muzică Dumitru Pasăre. Cei 4 elevi, Munteanu Ionuț Cristian, aici de față, Dorin Foanță, Cristina Lăcătușu și Alina Gorun, și domnul profesor de la Școala Populară de Artă, Constantin Argint. Și l-am acum avut cu repetitor. Da. Da? Da. Da, am văzut eu niște poze și chiar o să rog regia să ne prezinte acel mic filmuleț cu imagini din America. Am văzut că ați făcut și repetiții pe acolo. Americanii, da, erau foarte încântați, au participat la activitățile, da, pe care le-ați, da, la pregătiri. Cam ce ați făcut? Adică ce... Unde ați cântat? Am văzut niște scene. Prima dată la ei, la muzeul, la Play Center. După aia am cântat. Aș ruga regia să ne arate și imaginele. Iată imaginele. Haideți să le descriem un pic. Unde sunteți aici? Aici eram la muzeul, la Play Center. La conferința de presă în care am, da, fost primiți, practic oficial, de către și muzeul partener. Și un mic spectacol. Eram la repetiții aici. Și aici văd că sunteți aici este și cu trainingul colaboratorii profesorilor de pregătire în domeniul povestirilor digitale. Au făcut 2 zile de training cu specialiștii lor. Ei sunt mai mult un muzeu, eu un al consider al viitorului, specializat în programe educaționale. Au foarte mulți specialiști în acest domeniu. În domeniul acesta digital, media, promovare online și de aceea profesorii noștri au fost pregătiți de ei. Iar aici sunt la liceul Wahama, liceul lor partener din Statele Unite. Și văd acolo și un american cu pălărie la vioară. Ați făcut... Da, am făcut o piesă împreună. Da? Sunt artiștii americani, cei 2 artiști care vor veni în România în aprilie, căci și ei au 2 artiști,
de muzică tradițională din zona Virginia de Vest, care se numește Bluegrass. Yeah. Și care este foarte, foarte frumoasă. Chiar vă recomand să intrați pe YouTube și să căutați ceva filmulețe cu ei. Foarte frumoasă este. Da, văd că a fost o veselie mare acolo, pe lângă partea de educațională, că de asta ați avut și elevii. Bine, așa se procedează în vest, adică se îmbină plăcutul cu utilul, se face învățarea asta nou formală. Și așa este și cel mai frumos. Cel mai frumos și cel mai bine prinde copilul atunci când învață cu zâmbetul pe buze. Toată lumea văd că e acolo veselă, iată și formația. Cei doi artiști, frații Dan și Robin Kessinger. Iar aici eram la planetariu. Planetariul de la Clay Center. Și asta este delegația noastră și cred că avem și membrii din și dintre americani am văzut pe acolo, nu? Sau e numai delegația noastră? Nu, numai delegația noastră. A, înseamnă că nu cunosc eu tot. Guvernatorul statului Virginia de Vest și cu soția. A, da, am înțeles. Felicitări, în primul rând. Mulțumim. E o notă foarte bună, dragi respectatori, pentru Gorj și pentru România, acest proiect. Vă felicit și pe tine, Alina, pentru tenacitatea cu care ai ajuns la momentul în care s-a aprobat proiectul. Da, și perseverență. Și ție, Ionuț, și colegilor tăi. Și te-am invitat pe tine pentru că tu ești colaboratorul nostru, dar felicităm și liceul, bineînțeles, nu numai pe tine, pentru că a participat la acest proiect alături de muzeul nostru. Și pentru că suntem acum concentrați pe Ionuț, dragi telespectatori, aș vrea să vă facem o mică demonstrație. Ce vioară magică are Ionuț? Nu știu, cântă singură. Ia să vedem. Cântă singură? Cum se ține? Cu mâna dreaptă? Cu stânga? Cea stângă, depinde. Ia să vedem. Depinde? Dacă sunteți dreptace sau stânga. Sunt dreptace. Cu ce mână se ține? Cu stânga. Mă scuzați, o să fac o tentativă să vedem dacă această vioară cântă singură. Ia. Garantat nu, Ionuț, te rog. Sigur nu cântă singură, cu toate că e magică. O să te rog, live, acum în fața telespectatorilor, un mic moment. Ce-ți place ție? Ce ai tu cel mai aproape de suflet? Știu că nu este nici poziția necesară pentru a cânta, dar am vrut doar să arătăm ce minun face vioara ta și nu singură, bineînțeles, alături de Ionuț, că ați văzut că la mine n-a mers. Și acum să continuăm despre proiect. Aș vrea, Alina, pentru că m-aș bucura ca acest material să ajungă și la partenerul vostru american. M-aș bucura foarte tare să le trimiți un CD. Vor vedea oricum și pe internet, pentru că noi postăm pe internet emisiunile. Aș vrea să vorbim despre proiect. În ce a constat acest proiect? Vorbeai de această tehnologie de muzeu digital. Toată lumea e pe internet acum, într-adevăr, poate că la asta s-au gândit. Unde digitale. E toată lumea acum? Pe internet. Deci să mergem și noi acolo, nu? Da. Cum e cu proiectul? În ce constă exact? Are patru mari etape. Prima etapă deja a decurs, tocmai s-a terminat, și anume primul schimb cultural, adică vizita noastră a delegației române în Statele Unite. Apoi, din luna octombrie până la sfârșitul lunii martie, este etapa de creare a poveștilor digitale. Este o etapă ce cade în sarcina celor 25 de elevi selectați de la Liceul de Muzică și de la Liceul Wahama din Statele Unite, în cadrul căreia domnii profesori, cei americani și cei români, cu cunoștințele dobândite în cadrul primului training ce a fost în Statele Unite, îi vor învăța pe elevi să editeze imagini, să colecteze informații, practic să adune materiale despre tradiții și obiceiurile zonei în care ei sunt și să creeze astfel un filmuleț de 5-10 minute, depinde cum se va decide ulterior, și vor fi apoi acestea postate pe site-ul comun al proiectului, pe Facebook, pe alte site-uri de socializare și de promovare online.
Dar spuneai de aceste povești digitale. Va fi și un text sau e poveste doar prin imagine? Imagine, sunet, tot. Și deja v-ați gândit? Ionuț, de exemplu, el este unul dintre cei selectați care vor participa? Acum se începe procesul de creație al acestor povești digitale. Uh-huh. Domnii profesori știu mai multe și vor sfătui și îndruma pe cei 25 de elevi. Abia săptămâna trecută ne-am întors și vă dați seama, încă ne strângem materialele și toate cele. Tu te-ai gândit, Ionuț, la o poveste pentru acest proiect sau vezi lucra în echipă? Se va lucra în echipă? Da, cei 25. Da? Da? Deci toți. Și veți veni fiecare cu o idee? Tu te-ai gândit așa la o idee să propui? Da. De exemplu, ne dezvălui și nouă, hai că nu-ți furăm ideea. Nu te auzim decât noi. Ceva despre instrumente, cum ar fi viol. Ce frumos! Multe lucruri despre viol. Povestea viorii în România, de istoria viorii în România, să zicem? Dacă nu mă înșel, și Brâncuș a construit o vioară, nu? Deci avem... Nu știu exact. Dar spun eu, dintr-o rădiță de portocale. Nu știu. Da. Bine, nu știu cât de bine a cântat cineva cu ea, dar ca idee, cât de maestru era. Da, uite, istoria instrumentului rece, că acum se cântă cu tot felul de instrumente. Despre tradiții și obiceiurile din zona noastră, a Gorjului, că avem destule, slavă Domnului. Într-adevăr. Și vor fi săptămânal sau vedem cum și partenerul american va dori, vor fi videoconferințe în care elevii vor ține legătura, vor împărtăși impresii, etapele parcurse de încreare a poveștilor digitale, vor posta articole pe site-ul proiectului, păreri, comentarii. Practic, ei vor avea și un rol de jurnalist. Asta mă gândeam, că e și o mică școală de jurnalism acolo. Da. Dar realitatea e că e foarte important să știi să comunici. În orice domeniu ai lucrat, nu trebuie să fii neapărat jurnalist ca să înveți, ca să-ți dai seama cât de important e să știi să comunici. Plus că pentru ei este o șansă în plus să învețe și mai bine limba engleză sau să vadă cât de utilă este să de util este să o cunoască. Tu, de exemplu, Ionuț, când ai învățat engleza asta, de ce ai învățat? Ți-a plăcut pur și simplu sau te gândeai că vrei să pleci în străinătate? Nu gândeam că vreau să plec în străinătate, dar mi-a plăcut. Și conversai la școală sau acasă cu... și Andreea, sora ta, plecând prin străinătate, bănuiesc că ea chiar are nevoie de engleză. Da, ea știe mai mult. Știe mai mult, da? Să te duci la școală cu ea. Să te duci la ea la școală, mai precis. Da, într-adevăr, limba engleză e importantă în... cam peste tot. Este limba internațională la ora actuală, cu toate că noi, când eram mici, învățam mai mult franceză, asta era pentru considerată, dar acum engleza e cea care e importantă. Da, e într-adevăr un proiect frumos, un proiect care combină cultura cu tradiția, cu... Și cu tehnologia secolului 21. Exact, adică să aduci arheologia pe internet, de exemplu, sau știu eu, istoria instrumentelor, construirii unui instrument sau istoria muzicii tradiționale. E ceva nemaipomenit și uite, noi ca televiziune care avem o înclinație așa către tradiție, către folclor, chiar vă vom sprijini în acest proiect. De altfel, noi avem un parteneriat cu muzeul permanent și îmi cer scuze, dragi spectatori, n-am dat telefonul pe silențios, nu putem primi telefoane în direct. Există acolo un număr de SMS 0766314582, dacă doriți să ne trimiteți SMS-uri, o să dau pe silențios telefonul, îmi cer scuze încă o dată telespectatorilor. Cum să spun, am scris și noi proiecte culturale și de protecția patrimoniului, dar atât de mare proiect ca al vostru, cât are valoarea? Ca să începem vorbind despre valoare. Aproximativ 200.000 de dolari. 200.000 de dolari. Foarte tare. Merită. Din care 78.000 bani de la Alianța Americană a Muzeelor. Iar restul este contribuția celor două muzee participante, parteneri. Da? Da. Foarte, foarte interesant.
Și după, în afară de povestea asta digitală și de site-ul pe care se va posta, vor fi și materiale fizice, publicații, da? Da? Materiale promoționale în cadrul proiectului, da. Adică să puteți face o mapă, că da, ce e pe internet nu e palpabil, da, la asta da, mă refer. Exact, exact, vor fi. Vor fi și materiale. Apoi, că vorbeam de cele patru etape mari din cadrul proiectului, al doilea schimb cultural, și anume vizita delegației americane de 12 persoane, deci va fi o delegație mai mare decât a noastră, între 1 și 13 aprilie 2015. Și după ce ei vor pleca, deci sfârșitul lunii iulie, atunci când proiectul se va finaliza, este etapa de creare a unui mix, mă scuzați, mix muzical digital, așa cum l-au văzut ei, a fost ideea lor, de altfel ca cea mai mare parte a proiectului a fost ideea lor și am preluat-o și am dezvoltat-o împreună cu ei. Ce va presupune? Pe partea românească a proiectului. Ce va presupune mixul ăsta muzical? Adică cum? Îl văd ca o îmbinare a celor două tipuri tradiționale de muzică. Oltenească și cu a lor să da. Facem împreună o piesă. Te-ai da. Gândit, Ionuț? Tu ești și compozitor? Compui? Nu. Dar la interpretare te bagi? Da. Și o să fie așa o trupă comună româno-americană care asta, va cânta? Nu știm asta, să vedem cum va decurge. Asta vom afla și după ce ei vor veni aici, pentru că profesorii vor face încă un alt training pentru acest mix digital. Păi în cazul ăsta să-l înregistrați acel mix digital și da, noi bineînțeles. Să veniți cu el la următoarea emisiune. Cu mare plăcere. Și să-l dăm și noi pe post să vedem ce înseamnă un mix digital muzical român-american. Da. Sigur va ieși ceva foarte interesant. Da. Și sigur tinerii noștri din liceul de artă vor avea ce să învețe de la... pentru că vor vedea și cum se învață da, la americani. Sperăm să dezvoltăm proiectul și dincolo de 31 iulie. Așa. Da, pentru că chiar am discutat despre asta cu ei când am fost în Statele Unite. Și la ce v-ați acest gândit? Lucru. Cum? Păi, finanțarea se termină. Finanțarea se termină, gândiți? Dar ei încearcă alte finanțări acolo, pentru că au foarte multe posibilități. Chiar atunci când am fost în Statele Unite, managerul de proiect american, William Jeffries, pe mine și pe domnul director, bine, mai mult pe mine, că eu înțeleg limba engleză, din păcate, domnul director nu n-o cunoaștea, stăpânește, da, nu știe așa, așa da, de bine, nu înțelegea. Am fost la o ședință de-a lor în care chiar discutau despre potențiale finanțări. Ei sunt o instituție nu publică, sunt o instituție privată care scriu proiecte pentru a-și finanța activitățile curente. Da? Da. Interesant. Păi și când au văzut așa că îi contactează o instituție publică din România, aia care e undeva departe și prost văzută la nivel internațional din diverse motive, inclusiv mulțumită cu ghilimele presei, ce părere au avut? Adică prima reacție, cum mă, voi românii ăia din... Nu sunt, sunt chiar estul oameni, Europei. Chiar foarte modești și... Nu, au avut nicio reticență. Cum voi, instituție de stat, vă băgați voi la proiecte, munciți voi în plus peste program? Nu, sunt nu niște au oameni avut de reacții de astea. Și da? Extraordinari, da. Nu, din contră, sunt foarte modești. Da? Și fără pretenții, poate să confirme și Cristi. Ia zi Cristi, că eu zic eu nu. Cum e? Americanii sunt niște oameni foarte generoși. Da? Da? Și de treabă așa, adică nu te-ai da. Aștepta. Totuși e cel aștepta. Mai mare stat, da, cel este. Mai important și stat da, al lumii, cel mai puternic. Mai încrezuți, măi. Deloc, deloc, deloc. Sunt foarte modești și chiar... Muncitorii... Da, aseară îmi spuneau că au început să învețe limba română. De fapt, chiar de atunci. Știi, da. Cristi, că spuneau bună seara, mulțumesc, ce mai da. Faci? Deci ați făcut și lecții cu ei de română. Și au zis că da. Până în aprilie vor să știe cât mai bine. Adică cât se poate învăța limba noastră, care e o limbă dificilă, în 5-6 luni, până în luna aprilie. Dar important este faptul că au bunăvoința aceasta și totuși e ceva... Pe mine m-au impresionat, pur și simplu.
Da, pentru că ies din normalul unei activități de muzeu. Adică puteau să stai liniștiți acolo, să-și facă finanțările. Să zică, noi știm limba engleză, este cea mai importantă limbă care deschide toate ușile și nu ne interesează, dar nu. Chiar își doresc să învețe limba română. Ce interesant. Da. Ionuț, aș vrea să te întreb pe tine, așa, din experiența asta de 2 săptămâni din America, ce ți-a rămas așa în minte, ce ți-a plăcut ție foarte mult, ce te-a atras relația cu ei, ceva care ți-a rămas ție așa amintire pentru viitor? Păi, am 2 lucruri care mi-au rămas bine minte. În primul rând, oamenii de acolo și tot peisajul, orașele, mai clădiri mari, totul e fain. Da. Și din întâmplările de acolo, din cele 2 săptămâni, știu ceva, hai să ne amintim, ceva haios, ceva care v-a pus un pic în încurcătură? Nu am avut probleme cu... Nici cu instrumentele, vreo coardă să se rupă, o amintire nu se poate. Totul a fost programat mie, așa. De exemplu, ca să răspund la întrebare, mi-a plăcut acea oră deschisă, așa cum îi spun americanii masterclass, și am văzut că este folosit foarte des în limba română, pe care domnul Pasăre l-a susținut la un colegiu, Davis & Elkins, care colegiul are și un ansamblu de muzică tradițională apalașă din zona munților Apalași, și, nu știu, mi s-a părut o apropiere, o energie extraordinară între domnul Pasăre, care le povestea despre instrumentele sale de suflat tradiționale românești, le făcea și o demonstrație, cum anume se cântă și ce sunete scoate fiecare instrument, și entuziasmul lor, dorința de a învăța. Între cele două părți, nu știu, parcă a fost așa o conexiune, nu știu, se simțea energia pozitivă, bucuria, dorința de a învăța în aer, deci chiar m-a impresionat. Le-a și dăruit câteva pseudo-instrumente. Dar ei ce instrumente au, Ionuț? Că tu ești acum, Ana, specialistul de aici, din studioul ăsta, apropo de instrumente. Ce, cu ce cântă ei? Acele, ce instrumente tradiționale au? Au contrabas, au... Contrabas în America? Da. Surpriză. Nu prea au, cu greu au făcut rost de un acordeon. Da. Dar lucrează și cu acordeon. Adică mai puțin, au și mai puțin. Și alte instrumente? În zona lor. Au făcut și eu o demonstrație, nu? Da, au viola, au... Chitară. Da, chitară, flaut, banjo. Ce e aia? Un instrument cu corzi. Așa. Cum arată? Un fel de copză, cam așa, da, nu mă pricep. Da, mai mari. Tobe, trompete și multe instrumente de suflet. Tobe din alea așa, ca la africani, cum erau? Nu. Tobe... Astea obișnuite de formație? Da. Așa le folosesc la muzica tradițională? Da, la fanfare. La fanfare. Trompete, iar ce am mai văzut, nu vine acum cum se numește, niște instrumente cu tuburi. Sunt rare pe la noi. Orgă? Nu. Orga cu tuburi, mă refer, nu asta. Nu, cu nu, niște instrumente tot așa, prin bătaie și cu tuburi, xilofon. Xilofon, da. Da. Și muzica lor cum ți s-a părut? Frumos. E ritmată, e mai lentă, e... Nu, e ritmată. Toată e ritmată. Nu prea aduce a muzică irlandeză, pentru că ei au fost acolo colonizați de irlandezi și deci au influențe muzica lor. Și dansurile la fel. Și costumul? Cum e costumul tradițional ai? Nu, costum. A, nu s-au Nu, asta chiar... Costumul ei nu asta o tradiție nu asta. Da. Ei, bănuiesc că au și ei un costum tradițional, dar nu s-au chinuit să-l îmbrace. Da, adică au vrut să fie mai lejer, mai... Voi ați avut costumele cu voi, la noi... Bineînțeles. La noi e clar, adică dacă nu ieși în costum... La un loc de cinste. De altfel, chiar am rămas surprinsă, veneam de la Polovragi spre Novaci, pe sub munte, pe acolo, la un moment dat, acum vreo săptămână și ceva, și am trecut pe lângă o nuntă.
Și am avut surpriza să constat, era o nuntă normală, se juca în stradă cum se joacă la noi, când n-ai unde să joci în curte sau de dragul sau te mai plimbi de la apă la, scuze, obiceiurile care sunt. Și vreau să spun că erau tinerii de acolo, din hora aia a nunții, îmbrăcați în costumul popular. Ceea ce deci nu era nimic organizat să se... Zici, domne, e un film care se trage sau ceva, că noi acum românii de mult, adică ne îmbrăcăm de regulă în costumul popular la filmări, cum ar veni. Așa este. Nu? E, și totuși era costumul popular, tradițional, la ungurenesc cu un alb și negru, la o nuntă dimineața. M-a surprins. La voi în Bustuchin se mai poartă costumul așa la... La nunți? Mai rar. Mai rar și mai mult de lăutari. Tu, de exemplu, dacă te invită cineva, că am eu așa o informație, că mai primești invitații și la petreceri private să faci câte un mic recital la vioară, te îmbraci în costum popular? Da. Te îmbraci? Da. Îți place să-l porți? Da. Iată. Foarte bine. Toate că acum ai venit la papion, așa. Da. Bun. Mi-a făcut plăcere să fiți invitații mei. Îmi place să fac astfel de subiecte atipice, ar spune unii, pentru că suntem și o televiziune atipică. Și este locul unde veți fi primiți întotdeauna cu cel mai mare drag și cu cea mai mare Mulțumim. Deschidere. Pentru că sunteți un exemplu de bună practică în tot ceea ce faceți. Și voi ca oameni și instituțiile pe care acum, să zic, le reprezentați, Ionuț mai puțin, pe el am avut eu plăcerea să-l invit, reprezintă liceul, dar să zicem că nu oficial, adică l-am invitat pentru că e colaboratorul nostru. Și a fost unul din membrii delegației. Și este unul din membrii delegației, bineînțeles. Da. N-aș vrea să se supere ceilalți membri ai delegației sau conducerea liceului pentru că nu i-am contactat, dar voi sunteți cei care manageriați proiectul aici și... Cu permisiunea ta, Alina, l-am invitat pe Ionuț, colaboratorul nostru. Am făcut aici o cumetrie, dragi spectatori. Deci, încă o dată, vă felicit și vreau să ne țineți la curent permanent cu tot ce faceți în proiectul ăsta, pentru că merită să fie mediatizat și merită să arătăm că și noi românii putem ridica așa capul. Să ne uităm în ochii americanilor, să ne uităm în ochii europenilor, să nu mai fim umili și să încerce cineva să ne convingă că suntem mici și proști. De ocazie, practic doresc să le sugerez telespectatorilor să intre pe pagina de Facebook a Muzeului Județean Gorj, să dea like paginii și acolo vor afla mult mai multe informații despre proiect. Pentru că noi am postat acolo multe poze, o descriere a proiectului și avem nevoie și de o promovare online. Este una din părțile de comunicare din cadrul proiectului. Și, dragi spectatori, dacă nu știți, în momentul în care intri pe o pagină oficială și dai like, devii prieten cu acea pagină și îți apare toate tot ce se întâmplă nou pentru acea pagină, pe acea pagină de Facebook, de socializare. Ce să vă spun? Trebuie să ne luăm la revedere, din păcate, dar vă aștept cu mare drag, chiar și în altă formulă, nu neapărat aceea, și ne sfătuim asupra invitațiilor. Când vom vorbi despre mai multe elevi, să vorbească despre poveștile digitale pe care le vor crea sau etapa în care sunt în crearea lor. Și aștept să veniți, poate chiar în două emisiuni de acum încolo, să vedem și poveștile digitale și mixul ăla muzical. Abia aștept să-l De văd. Ce nu un invitat american? Din America! Exact! Când Atunci vor când vor aprilie. Veni, să vină americanii, dragi spectatori! Da. Mulțumesc mult pentru prezența voastră în studio! Plăcere! Mulțumesc și dumneavoastră, dragi spectatori! La revedere!